Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai rămânem câteva minute la evenimentele din Orientul Mijlociu, care trebuie analizate cu atenție. Sunt acolo unele elemente care trebuie luate în considerare și care au greutatea lor. Așadar, a fost primul atac împotriva Israelului lansat de pe teritoriul național iranian. Cred că de la Cirus cel Mare nu s-a mai întâmplat asta. Până acum, Israelul a fost atacat de Iran prin intermediari, adică de organizații teroriste sprijinite și echipate de Iran, dar de pe teritoriile altor state, cum ar fi Siria sau Liban. Cred că asta are o anumită semnificație. 2. N-a fost în niciun caz un atac surpriză. Potrivit mai multor informații, Iranul a folosit canale diplomatice secundare turcești pentru a anunța Israelul și Statele Unite că va lansa un bombardament. Iar americanii le-ar fi răspuns pe aceeași cale să nu depășească anumite limite. De altfel, dronele iraniene au zburat ore întregi peste teritoriile sirian și iordanian în drumul lor spre Israel, ceea ce a oferit apărării suficient timp de reacție. Și, în fine, rachetele și dronele iraniene au fost interceptate și doborâte în proporție de 99%, nu doar de Israel, ci și de aviația americană, britanică, saudită și iordaniană, care au acționat pentru blocarea atacului. Și, de altfel, acesta n-a făcut decât pagube minore și e o singură victimă, sau aseară se comunicase o singură victimă, o fetiță de origine beduină. La telefon este politologul Cristian Pârvulescu. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! În opinia dumneavoastră, ce a vrut să demonstreze Iranul prin lansarea acestui atac anunțat împotriva Israelului și unde este greutatea momentului? În zona politică sau militară? Cu siguranță în zona politică, pentru că, așa cum ați explicat, din punct de vedere militar, atacul a fost un eșec și aparent s-a dorit un eșec. E un întreg comentariu de făcut asupra afirmației Iranului că a anunțat prin intermediul turcilor și iordanienilor despre acest atac, pentru că reprezentanții de la Departamentul de Stat au spus că nu au primit niciun fel de informație, că singura informație care le-a venit a fost prin Elveția și că după ce atacul începuse, deci rămâne o discuție din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, turcii iordanienii confirmă și irachienii în egală măsură că au fost anunțați în legătură cu această operație cu 72 de ore înainte. E foarte probabil că israelienii aveau informații, așa cum ați spus, au reușit din punct de vedere militar să distrugă toate dronele și toate rachetele de croazieră și 99% din rachetele balistice acolo n-au reușit să intercepteze sub 10 rachete. Revenind, din punct de vedere politic, Iranul demonstrează ceva. Este o mare putere regională, care are capacitate de atac, că poate să pună țările din regiune într-o situație complicată. În egală măsură, în Israel, premierul Netanyahu demonstrează că este un lider puternic care poate să dea o lovitură inamicilor Israelului. Dar, dincolo de acest lucru, libertatea Israelului nu e foarte mare. Altfel spus, dorința sa de a lovi dur Iranul în acest moment este contestată puternic de toți aliații Iranului. Aș vrea să adaug la țările care au contribuit la acest succes militar și Franța, care are bază în Iordania și care, din declarațiile ministrului de externe, a ridicat avioanele și a contribuit la doborârea dronelor în egală măsură, plus un extraordinar extraordinară informație pe care l-au dat în legătură cu deplasarea lor, pentru că francezii au cel mai bun sistem de radar în ceea ce privește dronele. Bun, dar stați puțin, domnule profesor, nu ar fi mai... Adică nu e paradoxal faptul că Iranul, încercând să demonstreze că este o putere regională influentă, care are capacitate militară, permite apărării israeliene și aliaților acestuia să reacționeze din timp? Adică nu era mai eficient să provoace și pagube cu adevărat în încercarea de a demonstra că are influență și că are putere? Da, dar diferența de capacitate militară între Iran și Israel este clar. Iranul nu dispune de aviație, superioritatea aeriană și tehnica Israelului este indiscutabilă,
cu sau fără aliați. Aliații au vrut să transmită un semnal, și anume că Israelul este izolat, nu în zonă, pentru că, sigur, ați explicat Siria, Hezbollah, UTI din Yemen și grupările șiite din Irak îl sprijină, dar nu este nici pe departe suficient și nu poți compara cu forța militară a Statelor Unite, Marea Britanie și Franței. Deci nu au vrut să provoace o confruntare. Știți că justificarea pe care au prezentat-o și la ONU aseară este că au răspuns în mod legitim la atacul pe care niciodată israelienii nu l-au asumat din 1 aprilie asupra anexelor consulatului iranian din Damasc, unde au fost uciși în operațiune lideri ai gărzii revoluționare care se ocupau de pregătirea și atacurile din Hezbollahul asupra Israelului. Israelul insistă că nu are nicio responsabilitate asupra acelui atac. Iranienii spun că au informații și că baza militară pe care au atacat-o era baza militară, baza aeriană de unde au plecat avioanele, de unde a plecat avionul care a bombardat anexele consulatului. Vreau să mergem în altă direcție acum, să vă rog să faceți o analiză asupra unei alte chestiuni. Am observat că e destulă frustrare și e și dezamăgire în Ucraina. Pe rețelele sociale, influencer ucrainieni sunt foarte dezamăgiți după evenimentele din weekend. Adică ucrainienii au remarcat promptitudinea cu care americanii și britanici au sărit în apărarea israelienilor în condițiile unui atac cu drone care pentru ei, ucrainieni, a devenit din păcate un fapt aproape cotidian. Și asta în condițiile în care Statele Unite au încetat de luni de zile orice ajutor militar cât de cât semnificativ pentru Ucraina, invadată de ruși. Ce să înțelegem în partea asta de lume din această diferență? În orice caz, a existat o coordonare între Moscova și Teheran. Au existat discuții inclusiv publice între ministrul de externe Lavrov și ministrul de externe iranian cu o zi înaintea declanșării atacului. Pe de altă parte, de la pogromul din 7 octombrie, când Hamasul a intrat în Israel și a omorât peste 1200 de israelieni, situația militară a Ucrainei n-a făcut decât să se deterioreze. În primul rând, pentru că livrările de armament au scăzut semnificativ. Au scăzut cu 2/3 pentru că o bună parte din armamentul american și occidental a luat calea Israelului. Dintr-un motiv simplu, pentru toată lumea era clar că Hamasul este de fapt un proxy al Israelului și că există riscul unui atac de genul celui pe care l-am văzut ieri. Și atunci înarmarea Israelului a fost prioritară pentru că Orientul Mijlociu este cel puțin la fel de important ca și Ucraina. Deci ucrainienii au dreptate pentru că evreilor li s-a oferit ceea ce nu li s-a oferit ucrainienilor cu succesul militar de care am vorbit. Pe de altă parte, armata israeliană este o armată mult mai bine echipată și dispune în primul rând de aviație, ceva ce din păcate Ucraina nu are sau în orice caz nu la un asemenea nivel, pentru că aviația explică cum au putut să fie distrusă majoritatea dronelor și rachetelor de croazieră în zbor și înainte de a atinge teritoriul israelian. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.